Vă salut colegii. Astăzi avem o armă uzuală pe care probabil mulți dintre dumneavoastră ați văzut-o la vânătoare, la vreun coleg, pe vreun raf la magazin. Un fel de să facem o paralelă, un fel de Skoda în lumea automobilelor. Un CZ 557 de vânătoare varianta lux. Nu vă dați seama exact uh, de lemn și de culoarea lui, pentru că proprietarul l-a bandajat cu o bandă textilă de protecție de nu știu de ce. Uh, arma este în 3006. Are două lunete, de asta am și venit în poligon, având două lunete, una de pândă, un Noblex, un NZ6 de la 3 la 18 ori 56 și o lunetă mai modestă, un Bushnell Trophy XLT pe care îl vedeți aici, de la 1 la 4 ori 24. Muniția pe care am folosit-o astăzi este GECO+. Plus. Cum v-am spus deja, în 3006 de uh, 170 de grains, adică 11 grame. O muniție arhicunoscută și arhi arhipopulară. Uh, ce pot să vă mai spun legat de armă? În trecut a mai fost la mine, uh, ca și montură, avem o șină Picatidi pentru cezeu de care putem atașa orice prin intermediul inelelor lunete sau prin intermediul bazelor specializate, diferite puncte roșii, holografice, doctor, meopta, etc. Endpoint, ce vreți dumneavoastră. La fel, avem și pe luneta de goană, avem același, același sistem de prindere. Este testat, este încercat. Inelele sunt de oțel, baza este de oțel. Se pot, demonta, se pot detașa, se pot reatașa din nou, fără niciun fel de problemă legată de reglajul lunetei sau a punctului de impact a glonțului. Adică nu se schimbă semnificativ. De-a lungul timpului nu am observat schimbări mai mari de 1 cm la 100 de metri de la atașare de la detașare la reatașare. Deci nu, nu, nu sunt probleme de genul ăsta. Tocmai prin simplitatea monturii picatini se elimină eventualele probleme de genul. Un dezavantaj, există și un dezavantaj, la tipul ăsta de montură cel puțin pentru uh, armele CZU uh, și acesta este faptul că această bază pe care o vedeți aici este înaltă uh, o problemă uh, pe care o putem rezolva ușor cu niște inele mai joase, însă în momentul în care uh, alegem o asemenea montură repet, pentru Czeu datorită faptului că producătorii au ales să meargă în continuare cu strunjirile, cu frezările din culată, deci nu putem să punem altceva, doar dacă ne hotărâm să dăm gaură în culată și să prindem o bază plată între cei doi suporți ai CZ-ului. Asta trebuie să ținem minte că o să fie destul de înaltă, adică că pierdem de fapt un centimetru la înălțime și trebuie să avem mare grijă uh, legat de uh, înălțimea pe care o avem uh, de la obrăzar la uh, centrul lunetei, ca să putem alinia ochiul cum trebuie. De tras, am tras cu uh, prima lunetă pe care am reglat-o, a fost cea de uh, goană. Am tras patru focuri la 50 de metri, atenție, toate lunetele de goană care vin la mine, din punctul meu de vedere, reglajul ideal pentru o lunetă de goană este 50 de metri în punct. Acum ce vă arăt aici, sunt patru focuri, avem faimoasele monede pe care le lăsăm imediat, o să vă explic și ce acoperă ele. Primul foc, după ce am adus o în țintă, a fost cel de la 2 cm jumate. Următoarele 3 sunt grupate în aceeași gaură, între cele două linii, adică între linia asta și centru, avem 2 cm jumate. După focurile astea 3, am mai mutat la lunetă încă două clicuri, adică 7 mm dreapta. Teoretic și practic este în punct luneta având în vedere că faptul că reticulul este destul de grosier și nu permite chiar o ochire extraordinar de precisă la distanță, chiar și la distanța de 50 de metri. La 50 de metri, toate trei focurile sunt mult sub o monedă de 10 bani, ultimele trei. Nu mai discutăm, toate patru sunt sub o monedă de 50 de bani. Repet, nu ne interesează în videourile pe care le postăm să vă arăt un punct în mijloc aici care nu are nicio relevanță la urma urmei. Ne interesează să vedem grupajul armei ochind în același loc, cu aceeași muniție, cu același trăgător, să vedem cât de strâns putem să obținem, să facem grupurile cât mai strânse posibil. Așa, Asta este o lunetă, cum v-am spus mai devreme, de la 1 la 4 ori 24, este o lunetă de goană, nu foarte mult, am tras un foc de probă la 100 de metri, am nimerit undeva, din ce mi-aduc aminte, nu am adus ținta, am luat un 3 cm față de punct, consider că pentru goană este arhi suficient. La vânătoare nu discutăm de centimetri, 2-3 cm pot să fie la mea, pot să fie uh, o inconsistență în muniție, pot să fie limitările lunetei, nu contează la vânătoare 2 cm, nu poate să spună nimeni ca și vânător că a ratat un mistreț sau o vulpe sau un, uh, nu știu, un uh, uh, șacal din cauza a 2 cm. Așa, ne mutăm la ținta de la 100 de metri, luneta Noblex, cea de pândă, de la 3 la 18 ori 56. Aici am tras patru focuri. Primele trei nu am umblat la lunetă, le-am tras, adică nu am încercat să o reglez, le-am tras să vedem strict grupajul armei. Sunt toate sub o monedă de 50 de bani. Da? Probabil de la centru la centru, da, de la centru la centru sunt sub o monedă de 10 bani. Iar ultimul foc, după ce am umblat la lunetă, adică am uh, dat uh, exact 4 clicuri dreapta, a fost cel de aici, pe care îl vedeți. Uh, este în canarul. este în zona uh, în care ne așteptăm să meargă armele, toate armele uh, plecate de la noi. Și am și reușit treaba asta. Așadar, o armă foarte bună. Un raport calitate-preț foarte bun. Nu știu dacă sunt multe arme de vânătoare care trag în asemenea manieră. Este o armă aproape nouă. Nu știu dacă are o cutie de cartușe trase. Nu cred că are o cutie de cartușe trase. Așadar, ca și o paranteză, să știți că armele, în general, când sunt noi în cutie, nu trag la fel de bine, adică nu grupează la fel de bine ca și o armă care are un 150-200 de focuri trase. E vorba de rodajul țevii, e vorba de unele imperfecțiuni ale ghinturilor rămase de la procesul de prelucrare. Vorbesc de armele din clasa de preț joas mediu, sunt arme scumpe care vin cu țevile lustruite și pregătite, și merg extraordinar de când sunt scoase din cutie. Vă salut, vă doresc o zi bună și. Rămâneți pe recepție!